Bună ziua, domnul și domnilor, alături de noi îl avem ca invitat pe domnul Mircea Diaconu, candidat independent la alegerile europarlamentare din ora de 25 mai 2014. Bună ziua, domnule Mircea Diaconu, și mulțumim pentru că ați acceptat să purtăm o discuție pe tema alegerilor. Pe orice tema. Ce înseamnă pentru dumneavoastră aceste alegeri europarlamentare, acum că mai sunt doar câteva zile până când încep, în contextul atât de mult mediatizatei incompatibilități, să spun așa ceva, decisă de înalta curte de casație și justiție? Păi asta e și problema. Așa a început povestea toată, de vreo 2 ani și ceva părea în spațiu public, că eu am o vinovăție îngrozitoare, sunt un infractor, chiar spunea unele instituții ale statului. De ce spunea acest lucru? Păi întrebați-i pe ei, nu pe mine, că nu era așa. Și pretindeau că mi s-au interzis parte din drepturile civile, deci celul de a fi ales. Spuneam tuturor că nu, și că nu e adevărat. Și Curtea Supremă nu mi-a interzis să candidez, a constatat numai o stare de incompatibilitate între funcția mea de director de teatru și senator. Acum, adevărul este, într-adevăr, că cele două funcții, bun, însă toate astea s-au petrecut cu acordul senatului și Curtea Supremă, constatând incompatibilitatea, scrie foarte limpede că am procedat de bună credință, că am procedat legal, și că nu pot fi sancționată în niciun fel și că nu e vina mea pentru incompatibilitate, ci e vina senatului care a făcut această încadrare în acest accept. Asta era situația. În schimb, în spațiu public, pe cele instituții, cum spun și din păcate am dreptate, sistemul, un sistem cu instituții de forță în România, cum caracterizează acest sistem? Care, instituții de forță din România și care au ținte foarte exacte, umane. Trebuie să distrugă anumite, nu știu, anumiți vectori de imagine, vectori de opinie publică, unul fiind și eu. Cred. Și din pricina asta se tot clama în spațiu public această interdicție pasănite. Și aveam o singură posibilitate să ajung în fața instanței pe acest subiect, pentru că nu puteam să atac în niciun fel. Decât dacă ajungeam într-un punct în care îmi exercitam acest drept, și cineva mi-l contesta, așa cum o făcea această agenție de integritate. Și mi-am dorit să fiu pe o listă, chiar lista Partidului Național Liberal, că eram membru și vicepreședinte al Partidului Național Liberal, exact ca să pot fi atacat, să mă pot judeca pe acest subiect, să demonstrez că nu e așa. Asta era cheia, situația mea. Bun. Că nu s-a putut cu lista partidului meu, liberal, asta pot să o înțeleg foarte bine și am înțeles-o foarte bine, nu au vrut țăriște lista să fie atacată juridic. Dar de ce n-a făcut candidat de pe lista altor partide? Nu, doamne ferește, asta este exclus. Dumneavoastră sunteți liberal și așa îți vezi rămâne? Așa sunt și așa rămân. Că a fi liberal este o, nu știu, e o chestiune de temperament, de stil de viață, de concepție de viață. Eu sunt un liberal în sensul libertății. Până la urmă, asta este rădăcina cuvântului. Și cum mai ziceam și de alte ori, sunt liberal în măsura în care dacă mă lași pe o insulă pustie, eu fac ceva. Nu aștept să cadă ceva de sus. Fac și casă, fac și tot. Tot ce trebuie fac pe insula pustie. Asta se poderit. Exact asta este. Măsura asta mă simt liberal și așa o să și mor. În fine. Și de aceea am ieșit ca independent ca să încerc să mă judec cu sau pe această speță. Miraculos este faptul că mi-au răspuns atât de mulți oameni. Semnăturile și am primit scrisori de peste tot și umblu din oraș în oraș în această perioadă ca să le mulțumesc acestor oameni care mi-au trimis aceste scrisori și aici la Caracal a fost un punct important de strângere de semnături pentru mine și de asta m-am oprit la Caracal. M-am întâlnit cu dâns și le-am mulțumit tare mult, beau ceaiul, vă răspund la întrebări și mai departe. Credeți că s-a procedat corect în cazul dumneavoastră în ceea ce privește această incompatibilitate? Uitați, ca să vă explic, eu nu comentez și nu, chiar nu am nicio problemă. Și nu de justiție e vorba. Eu am vrut să ajung în fața justiției, care și-a spus cuvântul. Și în intervalul ăsta foarte scurt,
pe procedură de urgență de judecare, de contestații, am avut 9 procese în 7 zile și de 2 pe zi. Toate au fost în favoarea mea. Deci nu de justiție e vorba, ci de alte instituții din țara asta care formează acest sistem, cum spun eu, care sunt în zona de forță, înainte de justiție. Justiția sosește, da, destul de târziu, întotdeauna, sau peste 2 sau peste 3 ani, îți spune cuvântul, când lucrurile sunt deja făcute. Oamenii și-au pierdut, nu știu, funcțiile, renumele, orice vreți, în fine. S-a întâmplat așa, în Senatul României, în care eu am făcut un mandat întreg, în 2011, dacă mă știu, da, s-a pus această problemă. Această agenție de integritate a constatat brusc și a atacat brusc ce era mai rău în Senat, mă reveni. Ce a atacat? 3 rectori, 2 medici care erau șefi de secții în spitale, chirurgi vestiți și un actor. Astea erau problemele Senatului, știți? Corupție parlamentară. În timp ce jumate din Senatul ăla asfalta România pe bani publici, cu mame, cu bunici, cu tot ce vreți pe lume, nu aveau nicio problemă. Aveau o problemă cu rectorii, cu actorii și cu 2 medici. Ai înțeles? Nu e de comentat ce spune. E ca un banc bun la care trebuie să explici poanta. N-ai de ce. În Parlamentul României există corupție? Corupți sunt? Peste tot sunt. Și la frizerie, nu? Cineva, sau nu știu unde, habar n-am, undeva există genul ăsta, sau mă rog, ce în corupție. Sigur există, dar probabil că există. Cineva trebuie să o dovedească. Da, pe de altă parte, tot vorbim de corupția asta generalizată și de vânătoarea de corupție. Păi nu, domnilor, știți? Și medicina, ca principiu, mizează pe prevenție. Deci prevenția e cheia. Degeaba umbli după ei și să-i găsești. Ei nu-i găsești decât pe câțiva, pe la discuție. Cei mai mulți ascund, cum vedeți foarte bine. Nu, trebuie să tai liniile de la început care duc către. Toate căile care duc către. Oportunitățile lor trebuie să dispară. Și este foarte simplu de umblat la acest, dar se lasă asta în pace, știți? Că tot drenează niște bani, unii sunt făcuți ca să-i prindem, să arătăm populației, uitați-vă, am o pușcărie, uitați, și alții ca să ne îmbogățim. Deci nu e problema asta. Nu, trebuie să tai liniile de îmbogățire. Și atunci e mult mai simplu. Nu avem timp să vorbim, sunt foarte clare și știute. Ce v-a făcut să candidați la aceste euroalegeri din postura de independent? Am explicat foarte limpede, deci m-a făcut, asta m-a făcut. Nu aveam nicio altă posibilitate. Am încercat pe lista aceea, mă rog, ei nu și-au asumat lucrul ăsta, dar mi-am asumat eu singur. Deci am ieșit din PNL ca să pot să îmi dovedesc nevinovăția. Însă acum așa rămân. Și probabil și asta o să vreți să mă întrebați, așa rămân. Da. Deci independent sunt, așa voi rămâne. Din punctul dumneavoastră de vedere, ANI, Agenția Națională de Integritate, ar trebui desființată? Nu neapărat. Deși ca practică, ca principiu în regulă. Ca practică, însă, s-a ajuns la demență. Ce scuze, asta e cuvântul. În prima dintre hotărârile judecătorești, pe acest interval, cum spun eu, un judecător de la Tribunalul București, spune foarte limpede, citând din legea de organizare a acestei agenții, că rolul ei este să prevină situațiile de incompatibilitate. Deci rolul este să prevină, că în felul ăsta nu blochezi instituții, sisteme, cariere, nu le blochezi. Ori, agenția astăzi face cum făceau milițienii pe vremuri, că stăteau după un stâlp, un copac, te pândeau până când călcai pe nu știu ce, pac, te-am prins. Ba chiar construiau capcane, așa schimbau semnele, așa făceau milițienii pe vremuri. Și așa, acum, poliția, asta și spun, acum poliția, prin lege și prin practică, în orice caz, nu mai face lucruri de astea. Nu mai face lucruri de astea poliția de azi. Când îți pune radarul, ți-l pune obligatoriu într-o mașină cu insemnele și culoarea e aceeași, trebuie să fie albă neapărat. Și insemnele poliției e radarul. Dacă e în altă culoare și rame, dai judecată și pierd. Deci niște reguli, niște principii europene. Ăsta e principiul european. Ori anii astea face, construiește capcane pentru Dumnezeu. Ori același judecător spune în această hotărâre, care, fac o paranteză, pe care Agenția de Integritate, mă rog, i-a făcut plângere la CSM acestui judecător. Cum își permite un judecător să aibă păreri? Păi de justiție și respectarea justiției vorbim? Deci un judecător care dă o hotărâre, trebuie respectat acea hotărâre. Cine nu respectă? Eu sau ei? Că veni vorba. Bun, și același judecător spune că în situația de incompatibilitate în care eu am fost, mă rog, eram,
ar fi trebuit agenția să se îndrepte asupra Senatului în sensul de a desființa Senatul, desființa hotărârea de Senat, publicată în monitorul oficial, prin care constatau că eu pot să fac cele două funcții. Desființând hotărârea, nu să te îndrepți către persoană, ci către acea hotărâre, pentru că eu eram în stare legală, absolut, având acea hotărâre. În clipa în care acea hotărâre dispărea, eu nu mai eram acoperit de legalitate și în clipa aia aveam dreptul, ca orice cetățean al țării acesteia, la opțiune între cele două funcții. 30 de zile, așa e în lege. Ori eu n-am avut niciodată această opțiune, nu mi-a oferit-o nimeni. Despre ce vorbim? Despre drepturile unui cetățean. Întâmplător sunt eu. Deci, cum eu am toate drepturile și vreau să am toate drepturile, și alți cetățeni din România au dreptul să fie tratați egal. Deci asta este vorba. Asta e tema mea. Și dacă mă întrebați ce o să fac acolo, în, da, Parlamentul European, dacă voi ajunge, asta e tema mea. Pentru că această poveste a mea așa a debutat printr-un abuz căruia m-am opus. Cu mijloace legale, cu justiție, cu răbdare, și am învins. Păi, aproape toți oamenii care vin și care îmi spun și mi-au dat semnăturile într-o fază preliminară și poate și voturile, nu știu, o să vedem pe 25, îmi spun cam aceleași lucruri din povestea lor. Abuzuri făcute împotriva lor sau altor prieteni, colegi, cunoștințe, de către acest stat și unele instituții. Păi să știți că abuzuri se fac și din partea Europei asupra cetățenilor români, peste tot. Or, tema mea generală este abuzul și lupta împotriva abuzurilor împotriva cetățenilor români aici și aiurea, în Europa. Despre drepturile fundamentale ale omului, asta este tema mea principală. Din 2008 până în 2014 ați fost membru al Partidului Național Liberal. Da. Ați ocupat funcții importante în cadrul acestui, da, partid. Cum comentați separarea Partidului Național Liberal din marele proiect care a fost USL? E greu să comentez, sau mai bine zis, n-aș vrea să comentez, pentru că situația mea e delicată în punctul ăsta, ne aflăm în pline alegeri și nu vreau să tulbur nimic, nu vreau să influențez nimic. Credeți că... Încerc să fiu diplomat și neutru și vă rog să mă înțelegeți, nu vreau să comentez neapărat, îmi pare foarte rău, pentru că în clipa asta am și spus de mai multe ori, în clipa în care ai venit într-un anumit fel către cetățeni, ca un contract, apare un contract invizibil. Da. Bun, și primești voturi incredibile. Deci, în aceeași măsură, dezamăgirea e la fel de mare, poate chiar mai mare decât încrederea primită în acest proiect. Dacă acest proiect nu mai există, pe partea cealaltă, logic să apară neîncredere și dezamăgire. În aceeași măsură. Ca într-un divorț, vă rog că să spun și pe asta, într-un divorț, aproape niciodată nu-i devine unul singur. Amândoi. Întotdeauna, mai mult, mai puțin, nu poți să știi foarte exact, dar amândoi sunt de vină. Și dacă tot primul ministru vorbește foarte bine, dreptul lui să vorbească despre o refacere a USL-ului sau... Păi, ca să poată exista împăcare, că despre împăcare este vorba, da, atunci trebuie să existe și o recunoaștere a vinovăției ambelor părți. Și bine ar fi ca și partea primul ministru și PSD să-și recunoască niște greșeli și atunci, cum să spun eu, e ca într-un cuplu care frumos să încheagă la loc și spune, am greșit și eu, îmi cer iertare. Ai greșit și tu? Ne cerem iertare. Da. Hai să luăm de la capăt, că amândoi am greșit. Deci nu poate, numai așa se poate lega de la capăt povestea asta. Pentru că au fost situații de, mă rog, în interior, de lucruri care nu au fost foarte corecte, nici de o parte, nici de cealaltă. Și eu asta spun în clipa asta. Vinovăția a fost cel puțin egală. Chiar dacă nu pare, pare că numai liberalii de vină, dar au fost și în partea cealaltă vinovăție. O parte din organizația PNL Caracal, și aici mă refer cu precădere la simpatizanții domnului Șervan Cernat, ex-președintele Partidului Național Liberal, filiala Caracal, sunt de partea dumneavoastră și o să vă recompenseze prin voturile pe 25 mai. Nu știu. Am ce comentat, cred că nu cunosc problema, mă bucur. Dacă oricine mă ajută sau e alături de mine, mă bucură, vă dați seama. Pe de altă parte, așa îmi spun oamenii, cei mai mulți sunt dintre cei din toate partidele, care nu mai voiau să voteze. Sau aveau diverse supărări și nemulțumiri și sunt dintre cei care n-ar mai fi votat. Deci n-aș putea spune în clipa asta că eu voi lua voturi de la un partid sau altul. Cred că nu.
Sigur, există și posibilitatea asta, oamenii sunt diversi, fiecare judecă cu capul lui și eu nu îndemn pe nimeni, nu cer niciun vot, cine vrea bine, cine nu. Deci nu, ca să mă înțelegeți. Da. De ce atât de multe neînțelegeri în ceea ce privește Partidul Național Liberal, atât la nivel național, cât și la nivel județean și chiar local, de când la conducerea acestui partid este domnul Crin Antonescu? Nu știu, dacă ziceți că așa este, nu cunosc problemele aici, nu le cunosc. Ce știu la nivel național? Sunt neînțelegeri. Ce mi se pare foarte clar e că data de 25 e ca o vamă pentru toate partidele. Și fiecare își va evalua situația după 25, adică va fi ceva concret pe masă. Vorbesc de procente, de așezarea în teren, pregătindu-se pentru următoarea etapă, care e, mă rog, cea mai grea, cea cu prezidențialele. Și e foarte clar că la liberal se va face ordine, într-un fel sau altul, sau, mă rog, își vor reorganiza singuri tot planul. Domnule Diaconu, cum poate Crin Antonescu să se erigeze în a fi un om de dreapta, când până mai ieri era la braț cu premierul Victor Viorel Ponta și cu Daniel Constantin? Nu, uitați, nu asta e problema, nu e deloc problema asta. Dreapta, sigur că da, centru-dreapta. Acest proiect USL a avut un rost, din păcate, neatins. Sistemul Băsescu și-a normalizat viața politică. Asta este rostul gândit. Am făcut și o parte din grupul care a făcut protocolul sau a lucrat la protocolul la inițial al USR-ului și crede în el. Ne promiteam unii altora și cetățenilor să normalizăm viața politică în România. Să o civilizăm, să o normalizăm și ca să o normalizezi un interval de o legislație întreagă până în 2016, trebuia distrus, scos sistemul lui Băsescu, care e băgat peste tot în puncte forțe, în puncte cheie ale instituțiilor de stat și funcționează negativ. Bun. Deci, curățând sistemul Băsescu, să normalizăm viața politică în România și vorbim civilizat între noi, pe idei și fără acuze personale și reciproce, din 2016 am fi devenit adversari, dreapta cu stânga. Dar neavând o viață normală, o democrație normală, civilizată în România, nu poți face politică. Deci n-ajunsesem încă, nu eram în punctul în care să pot spune tu ești dreapta cu ideile tale, eu sunt stânga cu ideile mele. Din 2016 așa ar fi fost, cu adevărat. Deci nu e nicio incompatibilitate prin faptul că Antonescu de dreapta și noi, liberali, eram în acest bloc de bună intenție. Abia după aceea deveneam fiecare puternic. Pe de altă parte, existau în programul de guvernare, sunt în continuare și măsuri liberale și măsuri social-democrate. Nu sunt anacronice deloc. Cum îl caracterizați în momentul de față pe domnul președinte Traian Băsescu? Păi cum am tot spus de ani de zile, tot spun același lucru, din păcate, este o pagină neagră din istoria României și încă nu ne dăm seama cât rău a făcut genul său de tratament. Soluțiile pe care le-a aplicat asupra noastră, ca națiune, de tot de felurile. Și nu numai economice, că uităm numai în pungă, nu, sunt chestii mult mai grave. Mult mai grave. În zona, cum să spun eu, în zona fibrii nației. Și mă refer la educație, la cultură, la sănătate, la mediu. Sunt lucruri grave care se repară mult mai greu decât alte. Mă rog, de alt subiect. Vor trece ani și vom evalua cu durere cât ne-a costat și ne va costa faptul că l-am avut privilegiul de a avea președinte pe domnul Băsescu. Pentru mine, cel puțin, nu mai e președinte de mai multe vreme. Și pentru că nu are comportament de președinte, eu nu vorbesc cu râd, nu jur pe nimeni, nu mai e președinte. Deci eu nu îi spun președinte. Pentru mine este un cetățean, ca și mine, supus greșelii, ca și mine, ca și tine. Și cu asta. Credeți că o nouă suspendare a președintelui Traian Băsescu va atrage după sine o nouă candidatură a sa la prezidențiale? Nu. Din partea PMP-ului? Nu va atrage asta, nici nu va fi această suspendare, nu va exista în niciun caz. Pe ce vă se discută? De faptul că e caducă, nu știu cum să spun, e ușor aiurea acum. Adică l-am lăsat să facă toate prostiile cu putință. Acum, într-un târziu, e prea târziu. Pe de altă parte, nu s-a umblat deloc la legea referendumului.
și te învârți în același cerc. Și ajungi tot în punctul ăla în care te vei bloca, de aceea ești greșeală. Făcută în 2012. O rocadă la vârful PNL-ului ar fi necesară între Crina Antonescu și domnul Claus Iohannis? Nu știu, nu mă întreba lucrurile astea. Se vor decide probabil via după 25, va exista probabil și un congres chiar al liberalilor și vor decide singurii obținându-ne soluțiile. Nu mă întrebați că nu pot știu. Și dacă știi, nu mă hazardez. Este greu în zilele acestea să mergi să faci campanie pe cont propriu? Când fac campanie, chiar asta fac. Merg prin țara noastră, care este superbă și îmi ofer și mie, că eu mi ofer, nu altcineva, mă refer la bani în clipa asta, la costurile de motorină și de cazare, pensiuni, o plimbare prin țara mea. Văd 64 de orașe și mă întâlnesc cu oameni cu care îmi face mare plăcere să mă întâlnesc, oameni care mi-au trimis scrisorile și eu vin să le mulțumesc. E lucru simplu și fără dubiu. Faptul că vorbim acum și dumneavoastră m-ați invitat mai devreme, este o onoare pentru mine și o cântare. Nu pe asta mizam, dar dacă vie, mă bucur să pot comunica cu ceilalți. Cu ce probleme vin oamenii se plâng în fața dumneavoastră? Cu toate. Vedeți, și asta e un lucru greu și ar trebui să mă înțelegeți și pe mine. Dacă apare oboseală în toată pericul ăsta al meu, exact asta este. E internă. E oboseală, e o încărcare, dacă vreți, și cu lucruri bune, fără discuții, dar e o încărcare cu greutățile celorlalți, cu necazurile lor, care parcă intră în tine și te îmbătrânesc, te chinuie. Problemele lor, oameni care au 40 și ceva de ani și li se spune sunteți bătrâni, nu mai sunteți buni de muncă, sau oameni care nu știu încotro să o ia la o vârstă de asta, e groaznic. Una e să fii tânăr și să ai viața înainte, nu știu, te izbești de o greutate azi, de una mâine, dar ai tot în față, că altă energie, dar când ai... Ești gârbovit deja, la 50 de ani ești gârbovit, intri în panică. Ce fac cu viața mea? Sunt lucruri grave de tot și oamenii sunt atât de depusorați. Trăim urât, ăsta e cuvântul. Și mă doare lucrurile astea. Am văzut un tablou făcut un băiat tânăr la Sichișoara, într-o aripă de Sichișoara, de castel extraordinar, de frumoasă de noastră contează. Și era o pictură, scrie în Roșia Montana. Și m-am uitat la pictura, am și pus-o pe Facebook și am zis, Dumnezeule, parcă e o rană, o rană deschisă. Umblând, continui să spun, am senzația că România însă și o rană deschisă. Așa arată, sângerândă. În cazul în care, Doamne ferește, nu veți ajunge eu parlamentar. Doamne ferește, nu tai nimeni niciun picior. După aceste alegeri, din 25 mai 2014, veți mai cocheta cu politica sau veți rămâne doar cum se ia de bază cea de actor? Nu, dar aceea nu am părăsit-o niciodată, de fapt, dacă discutăm de incompatibilitatea cunoscută, asta a și fost, că lumea, când am devenit senator, mă certam, deci te-ai lăsat de meserie. Și ziceam, dar nu m-am lăsat de meserie. După care atacul asupra mea a fost că de ce nu m-am lăsat de meserie? Deci, de ce am continuat la teatru? Păi continui pentru că nu m-am oprit niciodată, asta e problema. Deci nu trebuie să mă întorc la meseria mea, că n-am părăsit-o niciodată. Sigur, îmbătrânind, pentru că sunt un om bătrân, încerc să... Considerați un om bătrân? Păi da, arăt puletinul. Imediat. Trebuie să lucrez din ce în ce mai puțin. Nu numai ca să lași locul celor tineri, că și asta e un lucru de obligație. Dar pentru că mi-e din ce în ce mai greu. Dar asta e problema. Am zis, e ultimul meu gest, acesta cu această ieșire în independență, ca să mă pot judeca cu... Era să spun cu cine? Balaurul, da, a zis așa, și să-mi pot dovedi, să zic așa, nevinovăție. Mai departe, să merg și eu pe stradă normal, ca un cetățean care are toate drepturile la el. Știți? Asta am vrut. Vreau și eu să fiu un om normal. De ce ziceți că eu sunt infractor în țara mea? Nu sunt. S-a dovedit că nu sunt. Bun. Mai departe, ce va fi în 25? Nu știu. Dar e egal pentru mine. Dacă voi avea șansa să fiu la Bruxelles, să pot vorbi la Bruxelles, și oriunde, și cu greutatea unui europarlamentar în spate, despre noi, despre țara noastră și despre noi și cum trăim noi și ce vrem noi de la viață, e un privilegiu pentru mine. Și mă pasionează lucrul ăsta. Dacă nu va fi așa, nu e nicio problemă, vor face același lucru, frumos și liniștit. Unde vă veți întoarce, în ce partid, asta era întrebarea, la mai mulți ziariști, mă rog, atunci când era subiectul acut, și am zis, mă întorc acasă. Deci din această încercare, oricum s-ar termina ea, mă întorc acasă. Atât. Sunt bătrân și gata, asta e tot. În momentul de față, ce drum veți
Care sunt etapele următoare de aici, de la noi, de la Caracal, un cotogoveț, zicem? Alexandria, Giurgiu, după aceea Otenița, Călăraș, după aceea trec dincolo cu Bacu și trec pe mare, Margalia, Constanța, după aceea Galați-Brătulcea, Galați-Brăila, trag o fugă la București, mai schimb hainele și după aia o iau și pe aia am de făcut Moldova, tot în Moldova, până în 23. De acum, în România, mai au drepturi sau nu mai obligații în țara lor? Asta e problema. Și dacă am o obsesie și o am, și de multe vreme, și am spus-o cât am putut de limpede, cât am fost senator, cât am fost în cercuri importante de conducere în țara asta, le-am spus-o, așa, pe de la om la om, dumne. Deci va fi bine atunci când cetățeanul va fi egal cu statul. Când cetățeanul va avea el sentimentul că este egal cu statul, că e partener al statului. Iar statul, oricare ar fi el, oricare ar fi la putere în România, o să se poarte cu cetățeanul ca și cu un partener, egal. Așa noi suntem vânați. Sentimentul tău e că ești vânat, ești umilit de acest stat. Și de aceea foarte mult fug. Fug de parcă ar fi război. Fug. Se depopulează țara. E groaznic ce ni se întâmplă. Și nu suntem conștienți. Nici nu se discută la vârf. Nu văd niciunul îngrijorat. E cei care conduc astăzi. Se depopulează țara. Pur și simplu se depopulează. Nu se mai nasc copii. Te temi să faci copii. Când îi faci, îi pleacă afară. Mi-a zis o doamnă din Cluj, facem copii frumoși pentru export. Se face pielea cu mine, pe tine. Astea sunt temele mele. Și sunt, și dacă mă duc la Bruxelles, și dacă nu mă duc la Bruxelles. Dar dacă m-aș duce la Bruxelles, mă rog, ar fi mai eficient. Tot discursul meu, probabil că ar fi mai eficient. Bună, Diacon. Cum vedeți această instituție care sperie, în momentul de față, DNA-ul, Direcția Națională pentru Anticorupție? Doamne, eu am spus-o, iarăși o spun. Așa cum avem ANI, avem MCV, că poate știți ce e MCV, și dacă ajung la Bruxelles, o să le sugerez celorlalți să-și facă și ei un ANI al lor, pentru că nu avem decât noi în Europa. Să-și facă și ei un MCV, care trebuie. Știți? De ce să avem numai noi lucrurile astea și ei să nu le aibă? Că toți suntem egali. În fața legii? Nu, egali între noi, că e o națiune, că tot ce trebuie. Iar DNA, cu DNA, asta e părerea mea. Dar, repet, n-am zis-o. Nu e asta problema. Problema e următoarea. E vreo de egalitate în fața legii, nu? Bun. Pe atunci vreau și egalitate între hoții. Dacă unul fură ceva, îl ia procuratura normală. Dacă un demnitar fură ceva, îl ia alt sistem. Dar de ce se ia altul? De ce nu sunt procurori peste tot? De procurori vorbesc. Să fie procurori și competenți pe tot ce mișcă. Trece unul pe stradă, face o prostie pe el. Trece un demnitar pe stradă, face o prostie pe el. De ce trebuie să-l dai la alt ghișeu? Eu nu înțeleg chestia asta. Mă înțeleg, dar o explic. Bun, mulțumim frumos pentru interviu acordat și vă mai așteptăm și cu altă ocazie la Caracal, nu numai pentru aceste alegeri. Am mai venit și pe scenă. Și pe Senatul Național vă mai așteptăm și vă mulțumim încă o dată pentru interviu acordat.